Și nu trebuie să... Eu așa, din experiența mea. Iartă, iartă și iartă și tot iartă și la începuturile mele, da? 5 ani, 6 ani, când m-am început să mă trezesc, cine știe de când. Da. Iartă, iartă, bine, de toată viața auzeam, iartă, iartă și nu, fă nu știu ce și nu... Și ai primit o palmă și mai primește una și tot... Ce spun aici, ce vorbesc? Bine. Da. Iartă, iartă. Da, asta e prima fază. Zero level și după aia primul level, al doilea, sau tot acolo, nu știu cum e. Și eu tot să iert, să iert. Și nu pot ierta. Și nu pot să iert și nu pot să mă iert pe mine ce am făcut. Sau nu pot să iert pe nu știu cine. Și iar mă chinui, mă zbat, intru în mine, până aici. Să nu fac valuri, iar mă zbat, mă nu știu ce. Mă umplu de noroi care nici nu n-a fost pe atunci, dar aici mi s-a descris într-un hal că trebuie să tot, până mor, să tot îmi cer iertare. Și la ăla, în gând și mie. Bun. Ca să ajung acum peste ani de înnotată înăuntru în cacaliuz, să ies la suprafață și să zic că nu e despre iertat să ierți pe cineva sau nu, e să rezolvi problema. Bine, e greșit, asta e. Rezolvă în care fel poți. Eu am găsit o soluție, uite, stau și o să vorbesc în fața camerei și cam așa o să elibereze amintirile. Și o să proiectez mai departe ce am de făcut și de văzut în viață. Nu mai stau și să sufăr și să... Dar trebuie să-ți faci curat acolo, să treci prin tot, să speli, să... Trebuie să plângi, să râzi, să... În jur vine acum să nu faci asta, să te ferești, să... Toate, toate. Noroc cu ăla care trece imediat la nivelul de a înțelege așa lucrurile. Dar așa nu ți se da. Așa nu ți se deschid până nu ți speli acolo, nu ți rezolvi tu. Ele se deschid automat. Când ajungi la un nivel, de aia se zice cu picătură, cu picătură, cu picătură, da? Cu fântâna. Care a fost curățată. La întrebarea: păi și ce era, izvor acolo în fântână? Aud răspunsul. Nu. Era picătură cu picătură, deci e spălată fântâna și după aia se adună apa, nu ca un izvor, un șuvoi. Ea se adună cu picătură cu picătură și auzind asta odată, de două ori, zic, nu înțelegeam ce tot vrea să-mi zică, da? Povestea cu fântâna. După ce e curățată, uite cum se... Să vină apa la loc și să... Da, cam asta e. Și rezolvi cum știi tu. Ai greșit. Asta e. Domne, suntem oameni. Eu cine știi ce am făcut eu? Stai să vezi acum. Abia aștept să văd cum da toată lumea din mâini și spunem și dregem și înăuntru intrăm și acolo rezolvăm și venim afară și uite ce... Și fiecare cum rezolvă situația. Dacă nu poți să-i dai de capăt cum a plecat o actriță din teatru, și am blat săraca pe holuri și în gura mare urla: voi nu vedeți ce îndreptate e, nu vedeți ce face cu noi direcțiunea, nu vedeți ce... Acum mulți ani în urmă, nu știu, 8 cât, mulți ani. Și eu știu că stăteam și mă uitam la ea și eu nu înțelegeam ce vorbești. Mie mi se părea totul roz, deci deformată în partea ailaltă. Că totul e roz și totul e pachi-pachi și zâmbet și totul e minunat. E minunat, dar trebuie să mai curăț pe parcurs câte ceva ce... Și am plecat ea din teatru și am înțeles că e foarte bine unde a plecat și îi merge bine și... Dar atunci nu înțelegeam. Da, e timpul când vine să înțelegi și să desfaci lucrurile sau să le repari cum știi tu mai bine și aia ziceam, ai făcut greșeală, domnule, asta e, nu mai cere iertare sau nu te, nu mai plânge și nu mai nu știu ce, ia și o rezolvă, fă o surpriză omului eluia. Da. Mai ales dacă
Eu așa cred. Dacă de tine depinde ce se întâmplă în aparatul ăla de condus sau eu știu ce, în familia aia unde ești, da? Așa repar lucrurile și... ceva să zic. De-aia, când câteodată vede cineva adevărul și tu stai lângă el și nu înțelegi ce vei și ți se spune că și aici e, să simți cu inima. Ce să simt, domnul? La mine totul e roz bomboț. Totul e bine, e bine, e frumos. Mie e călduț, pe mine mă... Da? Vei și acum sunt valurile hăți că ne trezește pe toți. Dar trezirea asta așa se întâmplă, după părerea mea. Eu așa o văd. Cum a fiecare cum... e ca și cum, da, uite. Mai ce pasăre văd eu acum pe copaci. Și că e ciocănitoare, dar eu n-am mai văzut așa ciocănitoare. Colorată și cu albastru pe pene și cu ciuf în cap și culori din astea. Prima dată. Cine știe din ce lume paralel am venit și am aterizat aici. Că în lumea mea erau ciocănitoare mai negre, mai nu știu cum, mai altfel. Superbe, ei ca o ciocănitoare din poveste, în copilărie, cum erau ciocănitorii. Așa. Da. Frumos. Na, iar mi-a luat gândul ce ziceam. Da, parcă am... ai senzația că ai murit și ai înviat. Înseamnă că așa e. Eu am senzația asta pe bune, nu? Că parcă ai senzația. Deci, ce s-a întâmplat cu pământul, de fapt? Când a venit valul de trezire. Prima trezire. Eșaloane. Doua, treia, patra. Care o fi? Eu nu știu în care m-am nimerit. Și care mai sunt încă. Se tot trezește lumea, se trezește. Ai murit? Așa e. Și când te-ai trezit, ai deschis ochii, tot la tine, acolo unde ești, deci ca și cum peste noapte s-a întâmplat. Omul adorme și nu știe când. Și că a murit în vis. Cam așa. Și se trezește dimineața. Da? pentru că primele zile când a început nebunia în mine, în sensul frumos, nu-mi rămâne decât să tot mulțumesc Universul pentru minunea care s-a întâmplat cu mine, că e chiar ca o minune. E o magie. Nu știu a cui, nu știu pentru cine, dar s-a nimerit în mine. S-a nimerit pentru mine și sunt mulțumită și încântată. Și cam așa e. Când m-am trezit, și au tot venit valuri și s-a luat tot de pe ochi și trezești de pe ochi, dinăuntru tău, se tot ia și valul, ca și cum vezi mai bine și mai bine, ți se deschide ce se întâmplă și ai răspunsuri. Și primul dintre lucruri care mi s-a întâmplat și mi se părea ciudat cum mă plimbam prin parc, când a fost furtuna, dacă țineți minte, în Timișoara, a zburat, mai n-a luat parcul pe sus, a rupt copăcei, a făcut un așa. Un tam-tam. Și am venit pe locul ăla, ne-am plimbat. Eram cu soțul, ne plimbam. El era cu bicicleta. Și eu mergeam lângă el și în față venea cineva, iar alții cu bicicleta, se plimbau, totul dărâmat în jur și aveam o senzație, dar o senzație, nu că, mai ce s-a întâmplat, nu știu ce, nu. Era o senzație, am murit și am înviat. Și văd oamenii care încă n-au murit și văd oamenii care au înviat. Ceva de genul. Așa era cu mine, așa simțeam. Și așa era. Eu așa simt și acum înțeleg, așa a fost.
Și... și mergeam așa și zic la al meu, ne-am așezat pe scaun, da? Pe băncuță acolo în parc, trecea lumea, trecea și eu tot înțelegând mai mult și mai adânc ce e, zic, da, mi s-a propus viața sau moartea și eu am ales viața și moartea. Soțul meu face asta, cum am mețit și zăpăcit de ce mi se întâmplă și nici nu vreau să mă gândesc ce era pentru el și prin câte am trecut și a avut grijă de mine și cine știe ce, aia, nici nu vreau să mă... Și când crede și el că a ieșit la un mal cu mine și la un liman și tot e bine, uite ce trântește femeia, ce îi se pare ei sau ce înțelege. Și zic, am ales moartea și viața și la care el se uită la mine. Dar pe mine m-a întrebat cineva. Mie de ce am pe mine m-a întrebat cineva ce vrea, ce părere au sau ce vreau eu. Fai, era... Eu mă abțineam să râd, că îl vedeam că el e foarte serios și nedumerit și... Vai, sufletelul, sufletelul. Minunat, minunat a fost. Cum a ținut piept la toate... Fantastic. Da. Da, cam asta s-a întâmplat și cred că podul ăsta de care vorbeam e între două lumi, între viață și moarte și viața, moartea e trecutul și viața e prezentul și merge mai departe. E ceva de genul și fără frică și e așa de frumos și de-aia cineva trece, cineva nu trece. Deci, să fie clar, toată lumea a murit, da? Ca să nu ne mai fie frică, să nu mai suferim, da? Deci, e pământul și a făcut, da? Nu mai e. Toată lumea a murit. Asta s-a întâmplat. Și acum revine totul, amintirile, tot, ca și cum vin la loc, unde a fost, ce a fost, memoria, da? În memoria asta se întrupează omul, mai eu vorbesc prostie acum, dar cam așa e, așa văd eu ce informație îmi vine. Și mai departe trebuie să se descurce fiecare cu amintirile lui care n-au nicio treabă, pentru că suntem în altă viață și ne-am reîncarnat, da? Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cineva n-a putut și n-a ajuns și asistăm la înmormântarea cuiva, dar a murit cu toții, da? Și cine a avut forță a sărit și s-a reîncarnat acum. Și vai cum sunt. Da. Și cine nu, n-a sărit și asistăm la... Da, cam asta se întâmplă și... Toți trecem prin asta și să fim pregătiți pentru orice. Și vă doresc încarnare, reîncarnare, o reîncarnare iar. Da. Și avem grijă de amintirile noastre, trebuie să le curățăm, să le ștergem, să le... Da, să facem spațiu în noi, să vină altceva, să vină... E ca un programel, da? Care a făcut ce a făcut până acum și delete. Și vine altceva, mai interesant și mai minunat și mai... Cam așa înțeleg răspunsurile și chiar dacă sună ciudat și... Și asta vine și nu mai ai adepți, dar nu mai am. Eu sunt adepta mea. Cum sună? Da, pentru că așa e și ăsta e adevărul meu acum. Fiecare cum trece și prin ce trece și cine știe fiecare ce răspuns are la un nivel sau altul de a înțelege lucrurile. Excelent. Și nu știm la ce nivel suntem. Eu nu știu care. Eu tot 001, 001. Când nu vreau să mă mai gândesc la nimic, fac 0000. Eu de la capăt 00. Nu știm, nu știm, da.